care se trezi foarte târziu. Se trezi la 7:30. Și a trebuit să percutăm. Și ce înseamnă să percutăm? Înseamnă să ne grăbim. Foarte, foarte tare. Nu faci căcuța? Acum, fix acum, înainte să ieșim din casă, te faci păcan? Ca să mai stau, să mai schimb? Bună ziua! Să stăm și de vorbă. Hello, ce faceți? Vreau să-mi aranjez un pic scaunul. Că ultima dată a condus Răzvan și sunt toate deranjate. Merg după câini, la vânătoare de câini, se numește misiunea de astăzi. Pentru că aștept niște câini să le bage la Pepco. Și eu cu prietena mea, cu Andreea, suntem așa în vânătoare, care cum am fost eu de vreo două ori, a fost ea de vreo două ori la Pepco și niciodată n-am găsit. Așa că sunt cu Năușca, e în spate acolo, chiar e la grădini și ne auzim. Vreau să vă mai spun ceva. Astăzi facem o zi din viața mea, o zi de muncă din viața mea, să vedeți un pic ce înseamnă o zi de muncă din viața unei casnice, că avem o grămadă de treabă, o grămadă de treabă. Deci am început ziua cu dus copiii la grădiniță, am venit acasă, am încercat să-i dau ceva lui Noa să mănânce, dar nu vrea nimic, așa că am abandonat lupta. Apoi am meditat, 45 de minute am meditat un vlog, să intre astăzi un vlog. După ce am meditat, m-am îmbrăcat, l-am îmbrăcat din nou pe Noa și plecăm la vânătoare de câini. V-am pupăcit, să aveți o zi minunată, ne auzim acasă, să vedem ce facem astăzi, v-am zis, avem foarte multe de făcut și atât, momentan. Update. În primul Pepco nimic, mai e un Pepco în oraș, mă duc și la acela, dar din câte am înțeles, nu se știe când vin, cum vin, în ce ordine, mă rog. O nebunie, mă duc să caut la celălalt Pepco. Pepco, sunt nebună, știu. Voi ce credeți? Am găsit sau nu? Așa, după fața mea. Am găsit sau nu? N-am găsit, bineînțeles, când am găsit. Dacă găseam, eram... Dar nu sunt. N-am găsit niciun Pepco din oraș. Sper ca zilele următoare să intre, ca să pot și eu să-mi cumpăr cănile mult dorite. N-am mâncat nimic. Este 11 și... un sfert, am venit acasă, l-am băgat pe Noa la somn pentru că voia să doarmă, e și ora lui de somn. Și cât timp doarme el, vreau să filmez ceva, apoi vreau să mănânc. Mi-am pus la hidratat din nou semințele astea de chia, să mănânc, nu mai pute foame, mă roade stomacul, n-am apucat. Apoi vreau să fac ceva, dar încă nu știu ce. Vedem, ne auzim. Momentan, cam asta e. Treaba mea a fost astăzi să duc copiii la fata la grădiniță, să merg să-mi caut câini și atât. De acum mă apuc de treabă, dar să văd un pic mai acuș, un pic mai acuș, un pic mai târziu. Ok,
haideți să vedem ce... Deci am zis că e o zi de treabă din viața mea, dar n-am filmat nimic pentru că am făcut foarte multă treabă pentru Instagram. Pentru că am făcut foarte multă treabă pentru YouTube. La modul că am filmat 3 videoclipuri scurte, am editat pentru YouTube, am făcut listă cu câteva idei care mi-au trecut prin cap. Doamne, deci nu mai văd. Am făcut foarte multă treabă, dar pentru YouTube. Jobul meu în momentul de față este YouTube. N-am făcut nimic în casă, am mâncat în schimb, mi-am făcut în bolul acesta, mi-am făcut niște budincă de chia, nu v-am arătat, nu cred că v-am arătat, budincă de chia cu fructe, de chia, chia seeds, de chia, am filmat și ceva pentru YouTube, videoclip scurt. Vreau să mă apuc să fac o curățenie general în casă. Mami, 1 și 10 minute. Fac o curățenie general în casă și după aceea, după videoclipul acesta de curățenie generală, n-o să mai vedeți curățenie o perioadă de timp. Probabil. O să vedeți doar așa mici părticele de motivație zilnică în vloguri. Asta pentru că, așa cum v-am zis în vlogul de ieri, filmat ieri, nu știu când intră, dacă a fost ieri sau alaltă ieri, urmează vlogurile de toamnă pe care abia aștept să le fac. Nu sunt nebună cu toamna asta, cine mă aude zice cât nebun. Mă apuc să fac curățenie. La modul, nu e dezastru în casă, dar sunt chichițe în care mie stau pe creieraș și vreau să mă eliberez de chichițele respective. Vreau să îmi pregătesc casa să fie curățică pentru lucrurile care vor urma. Dar astăzi vreau să vă arăt și o rețetă pe care am să o inventez, sinceră să fiu. Și ideea din spatele acestei rețete este martinel de la Reinert, pateul acesta. Pentru că dacă ne uităm pe spate... carne de porc, carne de curcan, apă, slănină, ficat de porc. Și acum încep. Emulgatorii, care sunt aceti, la-la-la, cu mono și dia, la-la-la, acizilor grași. Asta înseamnă că este foarte toxic. Sare, dextroză, condimente. Acid ascorbic, nitrit de sodiu. Deci, eticheta de la pateul acesta este blea, caca, blea, blea, blea. Pentru copii, mai ales. Și m-am gândit eu să fac ceva de genul ăsta, variantă mai sănătoasă. Am să filmez atât cu camera aceasta, cu camera, tot cacofonii, toate cacofoniile să vină la mine. Și am să filmez și un videoclip scurt cu rețeta, să o pot posta tot așa pe YouTube, Instagram, să văd eu. Cu rețeta inventată, o să văd, mi-aduc acum cântarul. Alexandra! Sorry, scuze, iartă-mă, promit că o să vin la tine și o să ți-l aduc, dar până atunci vreau să aibă experiență de viață la mine acasă, acest cântărel. Sorry, sorry, îmi cer scuze, sorry, scuze, scuze. Așa că vreau să experimentez acest cântar, să calculez, să cântăresc și să vă dau rețeta. Piept de pui, ficățel, unt... Chestii care nu conțin nitrit de sodiu, dextroză, dimino, aciz mino și di și împărțiți și testați și în laborator făcuți. Așa că o să vin cu o rețetă care poate fi depozitată și la frigider și la congelator. Așa mă duce pe mine capul. Și mai până acolo, condimente și vă zic exact. Da? Bun. Asta vreau să fac. Vreau să strâng de pe masă, că am lăsat haos și dezmăț și după aceea ne apucăm de rețeta asta. Nu adorme, s-a trezit el odată, dar am insistat un pic și a adormit la loc. Așa că avem timp. Să înceapă distracția. Mi-am adus aici toate ingredientele, pentru că acest pate va fi în mod special pentru copii, n-am să pun piper, pentru că niciunui copil nu-i place piperul, eu așa zic. Fica de pui. Am aici piept de pui, am un piept de pui întreg, ulei de măsline, unt, o ceapă, usturoi, sare. Sare am să pun după gustul meu, pentru că eu gătesc de atâta timp pentru copilași. Pentru copii trebuie puțin sare, nu foarte, foarte multe, dar tot o să dau gust mâncării cu sare. Și pe lângă asta, smântână. Era să uit de smântână, mi-am adus acum aminte. Cam astea sunt ingredientele. Prima dată călesc ceapa. Acesta îl voi găti la grill. Nu-l fierb, nu nimic. Îl gătesc la grill.
separat de ficăței și pun totul în blender și adaug smântână. Curăț prima dată ficăței pentru că mai au impurități și vreau să fie curăței, curăței. Am pus acolo la călit ceapa, am pus untul, ulei de măsline, cam o lingură de ulei de măsline, 50 de grame de unt și o ceapă și un usturoi micuț, ați văzut deja. După ce se călește bine ceapa, voi pune ficăței curățați bine, 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 bine. Am pus și ficăței acum, am să-i gătesc până sunt gata. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Ficății mei sunt gata. Pieptul de pui este și el gata. Am să-l mărunțesc un pic. Pun totul în blender, dar aștept un pic să se răcească, nu le pun așa fierbinți. Le dau prin blender, condimentez cu sare și pun și smântână în funcție de gustul meu. Atât. Am pus în blender tot, pun capacul și să vedem ce iese. Aici l-am colorat cu puțină zeamă de la sfeclă. Am avut la congelator și am pus acolo un pic de roșu ca să-i dea tenta roșie. Asta este culoarea după ce am dat prin blender. Vedeți, e un pic roze. Piticelul are culoarea aceasta. Este spre alb. Aici conține și slănină de asta. Cam ăsta-i rezultatul și nu este așa de fin, pentru că așa mi-a ieșit. Pentru proiectul ăsta am păstrat o caserolă din asta. Ăsta este întreg. Am păstrat caserola asta ca să pot pune pateul acesta. Asta este prezentarea mea. Am pus aici în caserola asta. Acesta este cel de la magazin. O să mai testez rețeta asta. Momentan sunt foarte mulțumită de cum a ieșit și gustul nu se simte foarte tare ficatul, dar există ficat acolo. Ficat de porc 9%. Deci vă dați seama cât ficat este aici. Are mai mult ficat decât slănină și carne de porc și carne de curcan. Bun. Sper să încercați rețeta. Dați-mi de știre dacă v-a plăcut. Puteți să o potriviți după gustul vostru. I-am pus un pic mai multă smântână ca să nu se simtă așa de tare gustul de ficat, dar am să fac un sandwich și am să pun și niște cărniță și când iau fata de la grădință, când mergem în parc, am să iau sandwich-ul cu mine. Să văd ce părere are Tiara, dacă îi place, dacă nu îi place. Asta o să fie la frigider, să caut capacul și de la asta, să vedem dacă duc pe cineva în eroare sau nu. Îți place pateu? Ok. Bravo, iubitule! E delicios! Okay. Bravo. Bravo. E tare, man. Cu castra, vezi, man? Ce bun e pateu. Noa, hai să vedea cât de mult i-a plăcut, da? Yeah! Super! Și pentru a mia oară trebuie să spăl vasele, să spăl și ăsta care nu-mi place deloc să-l spăl, dar trebuie. Și să fac ordine acolo. Pateul acesta am să-l pun în frigider, restul l-am pus la congelator într-o caserolă. Exact. La congelator și la frigider. Gândiți-le cășcă mică. Îmi vin să-l mănânc. Uitați un pic la vremea asta ce faină e. Soare, e norat, bate ușor lumina în geam și am inventat ceva acum. M-am prins că e în afară bucata asta de gresie, vedeți, cu vreo 3 cm.
Și am adus eu niște cărlige că aveam prin balcon și mi-am agățat prosoapele ca să se usuce. Este 3 fără 5 și în afară de pateul acesta și filmat pentru YouTube și făcut videouri, vloguri și așa, n-am făcut nimic. Am pateul acesta, am așteptat să termine noua de mâncat, mi-am topit niște unt acelișa și sigilez pateul meu cu unt ca să nu se strice, pentru că am făcut în trecut greșeala de a pune folie pe deasupra și s-a stricat. Și nu mai repetăm greșeala, așa că sigilăm cu unt ca să nu se mai strice. Aștept un pic să se răcească untul și bag la frigider. Mai am aia de spălat. O grămadă de treabă, domnule. Și pe alea de acolo. Dar încep din bucătărie să-mi las ordine. Bravo, Noa! Am terminat în bucătărie și am venit în living ca să strâng jucăriile, ce am de strâns, haine, și să duc astea la loc. Asta vreau să fac, ordine în living acum. Dar înainte de living am mormanul acela de haine pe care le-am scos din coșul de rufe. Vreau să le pun la spălat. Înainte de tot, asta vreau să fac, să pun la spălat o mașină de haine. După am să mă ocup de situația asta. Îl mai las pe Noa să se joace. Să vedem cât este ceasul. 15 și 9 minute. Imediat mă duc după tine. Da, mami, da, televizor. Cam atât. Pa, pa. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Ok, am făcut curat aici. Stați să vă arăt. Din unghiul ăsta, ca să vă dați seama, am făcut ordine, am pus toate hainele în mașina de spălat. Imediat îi dau drumul. Am organizat un pic, nu am făcut ordine. Am organizat un pic aici, pe mașina de spălat. Soluțiile astea nu mai am unde să le pun. Aici mi-ar trebui un dulap, pentru că e spațiu mort. Mi-ar trebui un dulap, dar nu se încumetă nimeni să facă un dulap aici, pe dimensiunile astea. Pentru că aș vrea să fie din perete în perete și să-mi fac așa. Da, mă rog. Noa. Bucătarul Noa.
Hege? Cum? Și vrei să pup? Ce figuri ești? S-a lăpetat pe mine. A venit Răzvan și mergem acum după o fată, trebuie să plătesc și meniul fetei, am venit până la bancă. Ce, uite. Iubelea cu cardul tău. Mergem după fată să o luăm. Este 4 și 2 minute, ajungem pe la un 4 și 10, cam așa. Mi-e rău. A început să-mi fie rău, îmi este greață și am un deranj la stomac. Sper să nu am să nu fi luat și eu virusul ăla, deși ar fi trebuit să-l am deja. Mi se pare dubios dacă se întâmplă asta după o săptămână când a avut iara. I-am pregătit și un pachetel pentru ca să rămân cu ea în parc. I-am pus șnițele, cașcaval și cârnați. Vrea și el, uitați-l un pic. Da. Și o să rămân cam jumătate de oră cu cei mici în parc și după aceea merg acasă. Continui ce am început, să întind și hainele din astea. Una bucată copil care și-a scos alea de la mâini, cum se cheamă? Centura de la mâini. Aha, am înțeles tot nouă. Și una bucată ochi verzulin. Copil cu ochi verzulin. Iubita! Mergem în parc? Mai durează un pic și mergem, da? Ți-a plăcut la grădii azi? Trebuie să mergem pe jos. Da, iubita, știu, dar tati a avut puțină treabă aici. Și după ce mergem în parc. Tu ce faci? Da, ne așteptăm pe tati. Mai durează. Mucosule. Ești mucos? Un papuț, bă! Mașinile, da? Da, îți dai seama! Ce face acolo? Ce face acolo? Opa, ușor! Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you.
this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Tu ai făcut și ai arătat așa? Și el a copiat acum. Da. Ia, tu cum stai? Ușor, nu? Poate te duci în nas. Eu n-am mai gătit în seara asta pentru că mai erau șnițele de ieri. Răzvan și-a făcut aici niște cârnați prăjiți, un nou ochi, mai sunt șnițele, mai sunt cartofi naturi de ieri. Tiara mănâncă șnițele, niște paste și perle din astea de brânză. Lui Noah îi dau doar perle de brânză, că restul nu vrea. Iar eu mi-am făcut niște cartofi la cuptor. Eu mănânc mai târziu pentru că cina mea e în cuptor. E gata și masa mea. Cartofi prăjiți la cuptor. Dar cartofi prăjiți sunt. Ca cei prăjiți au ieșit. Aici mi-am pus un pic de bulion făcut de mama. E mai mult ca un sos de roșii. Caș frământat. Și acolo un ou. Ochi vrea el să fie, dar l-am pus la cuptor. Și nu e moale deloc. E tare. N-am știut cât să-l țin la cuptor. Asta mănânc eu. Unde mergi? La fetițe. La... Sunt doar două. Sunt doar două fetițe? Unde-i? Este 7:05 până la 8:20. Cam așa vreau să stau cu ea. La copii și după aceea venim în casă. Nu, celălalt picior. Celălalt picior, nu te-ai încălțat bine. Celălalt. Ok, haideți că am ajuns. De 10 minute și copiii deja sunt în cadă. L-am rugat... Poftim? L-am rugat pe Răzvan să spele cada ca să pot să îi fac pe cei mici la duș și el se ocupă de baia copiilor. El stă cu ei cam jumătate de oră. Ce-ai zis? Ce faci? Uite, vorbesc cu camera. Da, ia nu mai vorbi cu camera, vin în casă să faci un pic treabă. Ce? Ha! Ce? Hai, 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 hai. Vreau să strâng de aici tot. A făcut ordine și aici pentru că era dezastru. Erau hăinuțe aici în pat, le-am pus astăzi. Am dat un pic cu aspiratorul pe jos și este ordine și urmează să-l bag pe Noah la somn. Să-l pun în pătuț la nani. E băit. E băit. Și urmează nani. Da, aici e gata. Abia aștept să intru și eu în duș după ce termin cu toate. Ușor, Noah. Stop! Oh, leu, ce-mi sare inima când sar așa în pat. Am făcut curățenie și în bibliotecă, am strâns de acolo toate jucăriile, sunt în sertare, am strâns de pe pat, am dat cu aspiratorul, Răzvan a dat cu mopul, văd că
că a vomitat iară mai devreme, s-a anicat și a vomitat și a făcut aici o mare baltă. Am făcut ordine și acolo pe comodă, dar pentru că am făcut ordine aici, toate lucrurile acelea au fost de pe bibliotecă. Așa că o să văd mâine exact unde o să le repartizez. În mare parte sunt medicamente, cutia aia cu lucrușoare trebuie să le donez, nu știu unde, o să văd eu, o să întreb în stânga și în dreapta. Am făcut ordine și la intrare, astea trebuie să le duc în balcon, dar n-am un loc momentan. Alea de acolo sunt de reciclat, o să trebuiască să le pun într-o sacoșă, într-o pungă, ceva. Mi-am făcut ordine și aici, mai trebuie să spăl vasele, imediat mă ocup. Ceasul este 10. Iar eu voi închide vlogul acum. Am fost schimbată și tot schimbată astăzi. Mi-am luat rochițica asta după ce l-am adormit pe Noa. Vin imediat Tiara. Tiara încearcă să adormă la ea în cameră, dar plânge pentru că vrea ca mami să stea lângă ea. E o seară mai greuță pentru ea. În seara asta adorme foarte greu. Nu vreau să intru în amănunte. Cam acesta a fost vlogul. O zi de muncă din viața mea și sper tare mult că v-a plăcut. Sper tare mult că v-ați uitat, ne-ați urmărit. Dacă rezonați cu ceea ce ați văzut, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să apăsați pe clopoțel să primiți notificare ori de câte ori postez. Și cam atât. Ne vedem data viitoare cu un nou video. V-am pupăcit! Data viitoare încep vlogurile de toamnă. Nu uitați asta. Dacă vă place toamna, ați intrat unde trebuie.